Deci puii și toate astea sunt în frigider. Frigiderele n-au fost scoase din priză, nu sunt stricate. Auziți? Curentul ai tăiat la prima fază. Acum dacă ai băgat 3 zile la... Noi avem o filmare de săptămâna trecută în care jos e plină de mizerii și de dindații. Deci eu vorbesc de pui de carne. Deci carne... E o valoare de scumpă mare. Nu știu pe durata. Nu știu acum, nu știu. Nu știu cum să fac. E adevărat că n-am câștigat. I-am câștigat prin sentințe de la judecărie. Carnea toate se află congelate. Carnea toate se află congelate. Carnea toate se află congelate. Se poate demonstra, nu cum zice dumnealui. Se poate demonstra, nu cum zice dumnealui. Se poate demonstra, nu cum zice dumnealui. Nu vezi, nu intri deloc. Arătați, arătați. Vreți să apară pe post că la aici se funcționează și lângă e un focar de infecție? Eu v-am spus și am avut de spus. Bun, de ce nu spuneți așa? Voastră, dacă vreți să mergeți să aici continuăm este să facem. Partea mea. De la moment, de ce nu lăsați prăzi să filmeze? Acolo se comercializează, se manincă, aveți alte restaurante, aveți malva și la 10 metri există ghindați și șobolani. Este da sau nu? Da, dar în ce măsuri? Că metri românești nu măsură. Și major de metri? Nu. De ce? De cum 10 metri? M-ai amenințat data trecută că m-a dat afară din țara? Nu, nu m-am amenințat pe mine. Nu? Nu? Nu pe mine m-ai amenințat. Și pe mine ai amenințat. Ia spune, am vorbit. Mi-a amenințat că mă dai afară. Cum este oribil? Trebuie să mă abații? Auziți? De ce parte? Partea aia care știu eu, fratele meu este... Buzra a fost un mers, presiune spre mine, că se convins pe fratele meu să da acțiuni. Eu n-am vrut, zic că dacă tu nu vrei să convinzi pe fratele tău să-mi da acțiunile, tu n-ai nicio liniște aici.